vreau să vă spun cu mare bucurie că a expirat în data de 15 octombrie termenul de depunere a contestațiilor pentru la licitația de contractare a executantului lucrării de reabilitare a centrului istoric, a zonei cetate. Nu au existat contestații, prin urmare, suntem pe punctul să începem lucrările în centrul istoric. Chiar înainte de a pleca de la primărie înspre sediul PNL, am avut prima întâlnire cu reprezentanții firmei Romprest, care a câștigat această licitație. Am discutat în ce termeni vrem să colaborăm pentru a reabilita centrul istoric al Timișoarei. Am subliniat importanța pe care o are această lucrare și răspunderea mare pe care o avem atât noi, municipalitatea, cât și partenerii noștri, firma Romprest. Și, așa cum v-am spus că voi proceda, am cerut firmei Romprest să facă o astfel de organizare a lucrărilor încât ele să poată fi finalizate mai devreme de termenul contractual, care este 24 de luni. Anumite materiale au apărut 23 de luni, 24 este perioada din contract, perioada care a fost prevăzută de proiectanți. Le-am promis celor de la Romprest că noi vom asigura frontul de lucru, că îi vom plăti ritmic, cu maximă promptitudine, pentru tot ce vor reuși să facă, conform graficelor pe care le vom conveni, și am obținut această promisiune că vor fi făcute lucrări de calitate și că se va lucra intensiv, astfel încât să finalizăm proiectul în termenul în care cheltuielile sunt acoperibile din bani europeni. Asta înseamnă până în iulie 2015. Este iulie, nu iunie. Cu alte cuvinte, dar dumneavoastră asigurat că în municipalitatea nu va scoate deloc bani din bugetul? Nu pot să vin cu un angajament în acest sens, pentru că nu depinde de noi, nu depinde de municipalitate. Lucrarea este foarte complexă și, sigur, e nevoie în primul rând de bunăvoință, de implicare. Acestea le avem și noi și, după câte am văzut, le are și firma care a câștigat licitația, numai că la lucrări de o asemenea complexitate nu poți niciodată să știi ce elemente neprevăzute intervin și, de asemenea, nu poți ști condițiile meteo de dinainte.